coexistă, iar Valentine's Day este pe nedrept demonizat și dragobetele, din nefericire, deși atât de plin de valențe pozitive, astăzi este dintr-un naționalism exacerbat și dintr-o dorință atât de aprigă de a ne agăța de identitatea noastră, de a demonstra că noi suntem români iubitori de țară, ajunge să fie alterat, ajunge să sufere mutații care ar face strămoșii noștri, uitându-se la cum sărbătorim noi sau cum sugerează guvernul să sărbătorim noi, s-ar uita fără să-și recunoască tradiția. Pentru că guvernul vrea dragobete, vrea promovarea dragobetelui, dar cum sugerează să facem asta? Printr-o floare, pentru că este un gest de iubire. Să fie asta esența dragobetelui? Asta ne învățase tradiția? Am auzit din partea lor un argument economic, care, deși adevărat, aduce aspecte adevărate în față, nu este conclusiv, nu demonstrează de ce Valentine's Day-ul ar fi nepotrivit pentru țara noastră și cu atât mai mult de ce dragobetele ar fi potrivit, pentru că, așa cum am spus chiar voi, pe dragobete au ajuns să se cumpere cadouri. În schimb, noi v-am arătat cum, și aici ne-am situat pe aceeași poziție cu guvernul, fiind o arie de cleș în care ne-am intersectat, că dragobetele trebuie conservat. Dragobetele este o marcă națională pe care însă trebuie să o păstrăm așa cum este, iar asta o putem face numai punând-o acum la cutie, nu într-o cutie, tocmai ridicând-o pe un piedestal, adăpostind-o frumos într-o vitrină și de acolo să o admirăm și să o celebrăm cultural pe 24 februarie, iar în practică să avem dragobetele, Valentine's Day pe care am învățat să-l sărbătorim în contemporaneitate, așadar în contemporaneitate ar trebui să îl păstrăm. Nu văd de ce ar trebui să închidem cele două sărbători într-o cușcă și să le obligăm la un duel sângeros din care doar una să iasă învingătoare. De ce vrem să facem o schismă a iubirii? De ce nu pot coexista? Atâta timp cât avem două sărbători care sărbătoresc același lucru, iubirea, fertilitatea, începutul primăverii, mie mi se pare că este un lucru suficient și un lucru ce trebuie celebrat și mai ales conservat. Dacă vrem să ne promovăm identitatea așa cum a susținut și voi și așa cum o susținem și noi, asta o vom face conservând dragobetele și în niciun caz alterându-l așa cum am face în momentul în care am continua astăzi sub masca de patriotism să îl sărbătorim. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și vă rog din suflet să nu votați moțiunea. Mai lasă turma la vale, la 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 la. Și vino în sabădiță, la 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 la. Ca să-ți dau dulce guriță, la 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 la. Și vino în sabădiță, la 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 la. Ca să-ți dau dulce guriță, la 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 la. Bate tu când vii la noi, la 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 la. Stai cu gândul tot la oi, la 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 la. Pare tu când vii la noi, la 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 la. Stai cu gândul tot la oi, la 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 la. La spate că sunt serenit.